Așa, în rezultatul deliberării, stimați colegi, cine este pentru a admite cererea judecătorului Cașcaval Andrei privind transferul temporar la Curtea de Apel Chișinău, vă rog să votăm. Cine este împotrivă? Cine este pentru a admite cererea judecătorului Țurcan Romina privind retragerea din concursul respectiv, vă rog să votăm. Cine este pentru a admite cererea judecătorului Surucianu Valentina privind transferul temporar la Curtea de Apel Chișinău, vă rog să votăm. Cine este împotrivă? Cine este pentru a admite cererea doamnei Natalia Mămăligă privind transferul temporar la Curtea de Apel Chișinău, vă rog să votăm. Cine este pentru a admite cererea domnului Vitalie Budeci privind transferul temporar la Curtea de Apel Chișinău, vă rog să votăm. Cine este pentru a admite cererea domnului Ion Dadu privind transferul temporar la Curtea de Apel Chișinău, vă rog să votăm. Cine este împotrivă? Cine este pentru a admite cererea domnului Valeriu Arhip privind transferul temporar la Curtea de Apel Chișinău, vă rog să votăm. Cine este împotrivă? Domnul Valeriu Arhip. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se repetă votul pentru că este paritate. Cine este pentru? Și cine este împotrivă? 4 la 4, paritate, prin urmare, nu se adoptă acta administrativă, deci se respinge cererea. Domnul Vladislav Schibin, cine este pentru a admite cererea dumnealui de transfer temporar la Curtea de Apel Chișinău? Vă rog să votăm. Așa, cu votul a 7 membri pro și un membru împotrivă, 8 membri pro, 2 membri pro și 6 membri împotrivă, 8 membri pro și 0 împotrivă, 8 membri pro și 0 împotrivă, 2 membri pro și 6 împotrivă, 4 membri pro și 4 împotrivă, 8 membri pro și 0 împotrivă, plenul CSM hotărăște. Se transferă temporar, în funcție de judecător, la Curtea de Apel Chișinău, începând cu data de 17 iunie 2024, următorii judecători. Cașcaval Andrei, Mămăligă Natalia, Budeci Vitalie, Schibin Vladislav. Cașcaval Andrei de la Judecătoria Neninoi, sediu central, Mămăligă Natalia de la Judecătoria Chișinău, Budeci Vitalie de la Judecătoria Chișinău și Schibin Vladislav de la Judecătoria Chișinău, până la ocuparea cel puțin 30 de funcții de judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău. Se respinge cererea judecătorilor Surucianu Valentina, Dadu Ion și Arhip Valeriu privind transferul temporar în funcție de judecător la Curtea de Apel Chișinău. Se admite cererea judecătoarei Romina Țurcan privind retragerea din concurs. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 zile. Copia de prezenta hotărâre se remite pentru informare judecătorilor vizați și se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii. Stimați colegi, votul membrilor Consiliului a fost exercitat, trecând inclusiv din situația care este la Curtea de Apel Chișinău, dar și reieșind din situația care este în instanța de unde dumneavoastră veniți. Consiliul are o misiune complicată, pe de o parte ținem să ajutăm Curtea de Apel Chișinău, inclusiv prin aceste transferuri temporare, pentru ca să poată face față volumului de lucru care există acolo, pe de o parte, iar pe de altă parte, să nu periclităm cumva buna desfășurare
a activității instanțelor de prim nivel. Și dacă la curtea de apel pot fi transferați judecători temporar, inclusiv din alte instanțe judecătorești, la instanțele de prim nivel transferul temporar nu este posibil. Deci Consiliul a reieșit inclusiv din situațiile menționate și a decis transferul temporar a judecătorilor în felul cum a fost el decis prin vot exprimat în public. Succes celor care au promovat și iar cei care nu ați promovat, sunteți îndemnați să veniți cu o cerere de participare ulterior, dacă situația se va schimba, pentru că am anunțat și am desfășurat concursuri, am propus președintelui țării numirea în funcție a judecătorilor, inclusiv la instanțele de unde veniți, și eventual, dacă lucrurile la instanță se vor ameliora, situația se va schimba și respectiv vă îndemnăm să participați la concursurile care au fost și sunt anunțate de către Consiliu. Succes, vă zic bun să aveți și toate.